Da, iese Radaslavescu consolat de toată lumea care era pe lângă el, se duce direct la vestiare, încă o mostră de desconsiderare totală a jucătorilor de către patronul echipei. De cel mai bagi dacă îl schimbi după mai puțin de o jumătate de oră? Ca să-i arate cine-i stăpânul, nu știi că ăsta este predicatul la modă al celui care patronează acest club. Puteam să mă gândesc dacă trebuie să folosesc cuvântul finanțează clubul, nu știu dacă e așa, dacă nu cumva se autosusține. Mă tot gândesc la Radaslavescu și mă gândesc dacă nu cumva această umilire a lui are legătură cu faptul că nu a vrut să plece împrumut, să joace în altă parte, prefera să rămână la FCSB și patronul i-a arătat el. Acum suferă în dură. Da.